Bun găsit, prieten, la prima ediție a emisiunii Sub semnul întrebării din sezonul 2022. Nu-s foarte multe lucruri de spus acum la început, decât că ar trebui să ne potrivim împreună ceasurile. La orele 16 trecute fix în fiecare zi de luni până joi, punem sub semnul întrebării actualitatea, probleme mari din actualitate, din actualitatea internă mai ales, și căutăm împreună răspunsurile. Iar când spun că vom căuta împreună răspunsurile, nu e o vorbă în vânt. Aveți la dispoziție două numere de telefon pe care vă invit să le accesați chiar din acest moment, să ne sunați. Vom dialoga, așa cum spuneam, pe teme foarte importante care ne privesc pe toți și mai ales ne privesc buzunarul foarte, foarte tare. Astăzi, bună oară, vom discuta despre prețul carburanților. Un preț al carburanților care, din nefericire, realmente a explodat. Adică e absolut halucinant să vezi cum prețul carburanților la pompă crește, uneori barilul de petrol mai și scade, dar prețul la pompă nu scade. Dacă ne-ar fi spus cineva în urmă cu câteva luni de zile că mă va ajunge să plătim aproape dublu prețul carburanților în luna mai a anului 2022, i-am fi spus, domne, chiar așa, chiar nu se poate, pentru că eram foarte supărați dacă se întâmpla să plătim cu 10% sau poate, cine știe, cu un 15% mai mult. Dar acum e jale. Și atunci încercăm în emisiunea de astăzi să vedem ce se întâmplă de fapt cu prețul carburanților. Să nu spuneți că nu vă afectează, că n-aveți mașină. Ba da, dacă mergem la cumpărături, dacă mergem în vacanțe, dacă ne cumpărăm orice de la produse alimentare, la produse de uz casnic, prețul carburanților se reflectă în toate aceste prețuri. Și atunci m-am întrebat cum se formează oare prețul carburanților. Sigur, o să spuneți, nu-i mare filozofie, nu-i așa? E vorba de extracția barilului de petrol, e vorba de rafinarea produselor petroliere, adăugăm acciză, TVA și ăsta este prețul carburanților. Da, dar în alte țări ale lumii, Ungaria, vecinii noștri, au reușit să plafoneze prețul carburanților. Cum de-au reușit ei? De ce să duc din ce în ce mai mulți români din nord-vestul țării să-și facă plinul în satele cele mai apropiate de granița României cu Ungaria? Acolo de ce se poate? La noi de ce nu se poate? La noi de ce nu intră în vigoare acea propunere lansată la un moment dat, chiar de ministrul de finanțe, prin care s-ar fi propus diminuarea accizei pentru carburanți? Sau de ce nu? Poate chiar diminuarea TVA-ului. Sunt mai multe formule pe masă. Pentru început însă, vreau să vedem foarte, foarte rapid cum se calculează acest preț al carburanților. Pentru că așa cum vă spuneam, e o chestiune care lansează multe semne de întrebare. Și pentru că suntem în emisiunea Sub semnul întrebării, vom încerca să găsim și răspunsul lor. Fieți atenți! Haideți să ne uităm puțin la acest grafic. Vă rog, regia, să punem graficul. Bun. Un baril de petrol, da? Era estimat de curând, s-ar putea chiar și zilele acestea să-l mai vedem, pe la 105 dolari. Cam despre asta este vorba. Mai mult sau mai puțin, cu câțiva dolari, nu asta este important. Important este că dintr-un baril de petrol, indiferent cât ar costa el, se extrag cam 159 de litri de benzină. Asta este chestiunea standard, of cam folosesc toți, indiferent de unde se cumpără sau de pe ce piețe se cumpără barilul de petrol. Asta înseamnă că ajungem la un preț al litrului de benzină de 0,66 de dolari, mulțim cu 4,5 lei, ajungem la prețul de transformare a barilului de petrol, să spunem, la un 2,97. Se adaugă până la momentul la care, ăsta e prețul de extracție. Când vrem să rafinăm petrolul ca să-l transformăm în carburant pentru mașini, adaosul practicat în deopște, din mai multe surse este informația, merge de la 40 până spre 60%. Am făcut o medie și am spus un 50%, să spunem că ar fi satisfăcător pentru rafinării. Și atunci mai adăugăm 1 leu și 49 de bani. Mergem mai departe, mergem la acciză, acciza care, atenție, este fixă. Și priviți cât este acciza. Deci din prețul pe care îl plătim la pompă pentru un litru de carburant, 1 leu și 89 de bani, preț fix, reprezintă acciza, aproape 2 lei. Gândiți-vă la cât este astăzi benzina și gândiți-vă ce ar însemna să nu există această acciză sau să se diminueze măcar acciza. Cu cât ar scădea prețul carburantului. TVA-ul e clar, 19%, bun, ajungem la un leu 21. Preț total la un baril de petrol de 105 dolari, la pompă în România ar fi 7 lei și 56 de bani. Sigur, astăzi, la ora la care vorbim, prețul benzinei la pompă este între 7,71, 7,80, vorbim de benzina premium standard. Dacă vorbim despre altfel de benzină, aditivată și așa mai departe, prețul a sărit de mult de 8 lei și se duce chiar spre 9 lei. Ca să nu mai vorbim de prețul la motorină, acolo este jale. Am o mașină pe motorină și credeți-mă, știu ce spun.
Dacă ne-am uitat aici la un 125 de dolari barilul de petrol, am ajunge la un preț la pompă la 8 lei și 57 pentru litru de benzină. În momentul de față nu este barilul de petrol la 125 de dolari, dar nimeni nu spune că n-ar putea ajunge. Sigur, astăzi, la ora la care vorbim, barilul de petrol este până în 100 de dolari. Sau pe acolo, pe undeva. Niciodată n-am văzut însă atunci când discutăm despre aceste cotații, când scade prețul barilului de petrol, să scadă și prețul la pompă. Gândiți-vă că barilul de petrol a avut niște minime istorice în urmă cu destul de puțin timp. Și ce s-a întâmplat? Ați văzut atunci o reducere semnificativă a prețului la pompă? Undeva cineva e lacom. Fie că e vorba de statul român, care încasează, cum spuneam, și acciză și TVA, fie că este vorba de cei care rafinează produsele petroliere și care își pun un adaus mediu de 50%. Lăcomia asta ar trebui stopată. Vă întreb așadar, și asta e întrebarea pe care o lansăm, și aveți la dispoziție două numere de telefon pe care vă rog să le accesați chiar din acest moment. Ar trebui statul român să plafoneze prețul la pompă al carburanților, așa cum se întâmplă în Ungaria, așa cum fac și alte state, chiar din Uniunea Europeană, alte state luând și măsuri complementare sau doar măsuri complementare de reducere a accizei la carburanți. E o variantă, pentru că, așa cum spuneam, este anormal. Cum adică? Trecem granița în Ungaria să ne luăm benzină mai ieftin de la unguri? Ce-am făcut cu asta? Încercăm să lămurim aceste chestiuni, cum spuneam. Și primul invitat din după-amiaza aceasta este Radu Soviani, jurnalist specializat în probleme economice, pe care îl salut. Radu, sper că ne vedem și ne auzim. Pentru că încerc ne să vedem, ne auzim. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc și eu foarte mult că ești alături de noi. Radu, e această, aș spune, nu știu, nu e o enigmă. Nu e o enigmă deloc, dar e o nedumerire mare. Pentru că nu înțeleg, dacă scade prețul barilului de petrol, de ce nu scade și prețul la pompă? Ce se întâmplă, de fapt? E foarte legitimă întrebarea, pentru că din 24 februarie, de când am avut războiul declanșat de Rusia în Ucraina, în general am avut prețuri în sus pentru barilul de petrol, dar am avut și volatilitate, adică și în jos și în sus, și Corect. În jos și în sus. La noi ce am observat? Prețurile sunt la maxime istorice, deci în momentul de față nu vorbim despre acea volatilitate. După ce, din punctul meu de vedere, companiile de petroliere s-au cartelizat, țineți minte, seara aceea când se ducea spre lei litru de sau se zvonea că va ajunge 9 lei litru de motorină și iată că suntem aproape de 9 lei litru de motorină, atunci a fost, din punctul meu de vedere, un eșec al statului care a permis să fie șovăielnic, să se întâmple astfel de derapaje și ulterior statul a spus că face ceva controle și uite că a ajuns prețul tot acolo. Deci cel mai rău într-o situație de criză, și vorbim despre o situație de criză din punct de vedere al prețului energiei, este ca statul să nu facă nimic. Eu nu spun neapărat că Ungaria face ceva bine, deci opinia mea este că Ungaria face bine protejându-și economia națională și plafonând la 1,56 euro pe litru carburanții în ceea ce privește motorina și benzina, în timp ce noi astăzi avem 1,74 de euro pe litru de motorină la cea mai ieftină, cel mai ieftin lanț de benzinării. 1,74. În Ungaria 1,26. De aici rezultă că ungurii sunt mai competitivi în orice, folosind carburanți, folosind energie mai ieftină, ce România este mai puțin competitivă pentru că prețurile le vedem mai mari. E, cel mai rău într-o situație de criză, Robert, este ca statul să nu facă nimic sau mai rău să-și bată joc de noi. Din păcate, asistăm la amândouă aceste aspecte. 1. Nu face nimic. În primul rând, au zis că vor reduce cu 50% accizele. De ce cu 50%? De ce nu cu 20%? De ce nu cu 80%? Nu au dat nicio fundamentare și ulterior au uitat definitiv de acea opinie. Bravo, păi de asta e vorba, n-am mai auzit nimic. În ultima perioadă nu mai vorbește nimeni despre această chestiune. Păi de ce? Nu? Mai mult, pentru că s-au hotărât să-și bată joc de populație și de companii, din punctul meu de vedere. Am cineva n-are curaj. Hai să spunem că cineva n-are curaj. Nu știu dacă își bat joc. Cred că nu au curaj deocamdată. Chiar își bat joc, pentru că știi vechea butadă, n-ai bani de pâine să cumperi cozonac. Păi așa a venit ministrul de finanțe și ne-a spus nouă că el și-a cumpărat mașină pe benzină, că e mai ieftină benzina. Deci n-aveți bani de motorină, cumpărați-vă mașină de pe benzină. Dați-i 15.000, 17.000, 18.000 de euro, nu? Lui convine, pentru că este plătit în banii contribuabililor și face mișto de noi, trimițându-ne să ne cumpărăm mașini pe benzină și trimițând un foarte prost mesaj, pentru că în momentul în care el, ca ministrul de finanțe,
finanțe anunță că schimbă strategia, nu? Adică se așteaptă la un preț al benzinei pe termen și al motorinei, al motorinei pe termen lung, astfel încât să facă o cheltuială de 17-20.000 de euro. Asta înseamnă că în loc să ancoreze așteptările inflaționiste, adică în loc să transmită, este ceva temporar, autoritățile statului lucrează ca să nu mai vedem acest derapaj, că din punctul meu de vedere este un derapaj, această evoluție a prețurilor la carburanți, atâta timp cât statul nu beneficiază într-un mod legitim, nu faptul că lasă carburanții să se scumpească la discreția operatorilor petrolieri și atunci se bucură că îi pune TVA peste o acciză pe care n-a modificat-o, peste un preț al carburanților mai Radu, mare. Hai să încercăm. Uite, se face un pic de lumină. Este statul cel care, sau mă rog, este și statul cel care câștigă din acest preț majorat al carburanților? Prin faptul că încasează pe lângă acciză și un TVA mărit? Îți spun și o întrebare, Robert. Chelnerii de bacșișuri mici câștigă bacșiș? Da, câștigă. Da, câștigă. Dar este un bacșiș mic. Este un bacșiș mic pe care îl încasează statul cu prețul destabilizării a ceea ce înseamnă evoluția prețurilor. Pentru că la 10,5% inflația anuală declarată, în realitate spre 20%, nu 10,5%, ci spre 20%, este evident pentru că statul încurajează să intre acest flagel foarte ticălos, pentru că inflația reprezintă o confiscare a puterii de cumpărare fără drept de apel, nu? Pentru că mie dacă îmi confiscă din puterea de cumpărare, eu ca și companie să spun, care este posibilitatea mea? Să dau mai departe majorarea de prețuri, adică dacă am profit, să-mi limitez profiturile dacă pot, dar nu pot în acest moment să-mi limitez profiturile și atunci să includ această majorare de prețuri în bunurile și serviciile pe care le produc și să intrăm în acea spirală inflaționistă. Deci statul este un chelner de bacșișuri mici. În situații de criză te gândești la reașezare de redevențe, la reașezare de impozite. Nu spun că ar trebui să ducă la 7 lei litru de benzină, dar spun că statul ar trebui să facă o analiză cum au făcut ungurii. Asta te întreb, stai puțin, Radu, dacă l-ar duce la 7 lei litru de benzină, da? Dacă l-ar duce la 6 lei și un pic, cât este în Ungaria în momentul de față litru de benzină, statul ar trebui să-și facă un calcul și să spună la un moment dat, dom'le, pot să suport acest lucru pentru că voi câștiga din faptul că, nu știu, la un moment dat, diminuând prețul carburanților, au vânzări mai mari firmele care oricum plătesc impozite către stat. Dar statul în momentul de față pare, cum spuneam, anesteziat, incapabil să ia o decizie și spunând, ne mai gândim, mai vedem, mai uităm. Deja asta nu e o strategie, asta mie mi se pare că sună altceva, mi se pare că sună a criză și a faptul că statul nu reușește să acumuleze venituri la bugetul de stat din alte surse, ceea ce e foarte grav. Este bătaie de joc și nu numai că nu reușește din alte surse și se păcălește singur că are supraperformanță pe venituri, pentru că este o păcăleală și poate vorbim despre păcăleala asta, dar vorbim despre inducerea acestui element inflaționist cronic. Și atenție, noi avem experiența ultimilor 30 de ani și știm că Banca Centrală, BNR-ul și guvernele nu știu decât într-un singur fel să reducă inflația, prin recesiune, adică contracție economică și prin șomaj ridicat. Deci asta ne așteaptă în fața inacțiunii. Și eu aș fi vrut să văd de la ministrul finanțelor, ministrul energiei, economiei, ce sunt ei pe acolo. Mă, cum au făcut ungurii? Au făcut bine? Au făcut rău? Eu am fost în Ungaria în urmă cu aproximativ o lună, când era la fel ca și acum, prețul plafonat la 1,26 euro pe litru de motorină / benzină. E, și ei, ungurii, nu-i subvenționează. Deci acest preț este subvenționat, cum au încercat unii să se facă, să facă lumea să înțeleagă că ar plăti statul maghiar companiilor petroliere diferența între prețul de 1,26 să spun că e 1,74. Nu, pur și simplu statul a plafonat la sortimentul de bază, pentru că dacă vrei să tuți aditivată, nu mai plătești spre 400 și ceva de forinți, 479 dacă nu greșesc de forinți pe litru de motorină, te duci spre 600 de forinți pe litru de motorină. Dar n-am văzut discuția asta de ce în Ungaria se poate și de ce în România nu se poate sau nu ar fi bine. Întrebare, Radu, ultima întrebare la care am să te rog să îmi dai un răspuns. De ce în Ungaria se poate și în România nu se poate? Care e explicația pentru că ta? Ei pun în primul rând
ei pun populația în față și pun companiile în față și pun economia în față. La noi stau și se miră, vai, crește deficitul de cont curent. Păi evident că dacă nu, și deficitul de balanță comercială, adică exporți mult mai mult decât export, se accentuează acest dezechilibru. Evident că dacă îți subgrumi competitivitatea prin prețuri mai mari, și azi am vorbit de carburanți, dar poate mâine, poi ne vorbim despre dobânzi, nu? Pentru că astăzi vedem că nu l-a mai făcut la 5%. Vedem că statul român se împute astăzi la 7,3%, Robert. 7,3% în acest moment statul român. Vedem cheltuielile cu dobânzile în primele 3 luni ale anului față de primele 3 luni ale anului trecut s-au majorat cu 62%. Cu 62%. Aici nu vorbim de criză. Aici vorbim despre incompetență. Aici vorbim despre joc de glezne. Ce s-a întâmplat cu toată politica lor fiscală? Au venit la guvernare zicând, punem taxa pe lux. Au uitat-o. Reducem accizele la jumătate. Au uitat-o. Acum mai vedeam. Eu m-aș gândi la cota progresivă, dar nu m-aș gândi la cota progresivă. Au uitat-o. Deci politica de stat în România, stat tântălău, din punct de vedere al acțiunilor pe care le ia, nu mă refer la statul român, care statul român este pentru mine de respectat, dar administrația este în categoria tântălău, nu fac nimic în acest moment ca să sprijine populația și companiilor și companiile și ne lovesc, Robert, din toate punctele de vedere, dobânzi mai mari și în creștere, inflație, carburanți la maxime istorice, gaze la maxime istorice și vedem că schemele lor de plafonare funcționează doar în capul lor. Dobânzi, datorie publică care se majorează și care asta înseamnă că în perioada următoare vom plăti mult mai mult, nu? Că dobânzile nu se plătesc singure și asta înseamnă certitudinea unor taxe și impozite majorate. Banca Națională are de ales între două greșeli, pentru că a mai făcut greșeli în trecut și acum nu are decât două opțiuni, două greșeli. Ridică dobânzile mai mult și fură mai repede economia în recesiune sau nu le ridică și atunci lasă inflația să cronicizeze și confiscă din puterea de cumpărare, confiscă din competitivitate. Deci situația este urâtă, Robert, în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Radu Soviani. Nici nu mă îndoiam că stăm bine, din păcate. Da, despre asta este vorba. Îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că iată primul dialog l-am avut cu tine, un om pe care îl apreciez foarte mult și care cunoaște economia în profunzimile ei. Vom intra în legătură telefonică directă cu telespectatorii emisiunii Sub semnul întrebării, pentru că, așa cum vă spuneam încă de la bun început, emisiunea asta, vreme de două ore pe care o facem între 4 și 6 după amiază, o emisiune în care vreau să ne auzim, vreau să dialogăm și sunt convins că dacă noi dialogăm, cei care au momentul de față pâinea și cuțitul și pot lua decizii, sunt convins că vor putea fi măcar într-un contact nemijlocit cu realitatea. Pentru că unii trebuie să închid din birou și la un moment dat nu-și mai aduc aminte că există și oameni care n-au mai mult de 100 de lei să pună benzină în mașină în fiecare lună. Da? Oricând ajungi să faci un plin și ți se dă factură în momentul de față că ai depășit 100 de euro, devine destul de complicat. Cred că domnul Gigi mi-a spus bine, din Târgoviște? Da. Da. Vă salut, da. Vă salut. Vă salut, domnul Turcescu, și bine ați venit la emisiunea asta. Vă rog, la chestiune, ca să zicem așa. Punctul dumneavoastră. Deci la chestiune. Domnul Turcescu, există un singur motiv real și pertinent pentru care în România de 30 de ani se întâmplă două lucruri. Unu, corupția a devenit politică de stat. Doi, guvernanții nu guvernează pentru interesul poporului, ci pentru interese altor... Domnul Gigi, am înțeles. Stați puțin. Vreau să vă întreb la chestiune, că am zis. Ați fi de acord cu plafonarea prețului carburanților? Sau imediat vă răspundeți. Vă rog. Vă rog să aveți răbdare 10 secunde, da? Vă rog. Să vă spun motivul și vă spun... o să aveți răspunsul pe care îl doriți, da? Deci, dar vreau rapid. Motivul real pentru care se întâmplă aceste două lucruri, inclusiv că nu se plafonează prețurile, că nu se guvernează în interesul poporului și așa, este că în codul penal nu există un articol care să prevadă că procurorii, judecătorii și polițiștii judiciari care dau respectiv rapoarte judiciare, ordonanțe și sentințe contra propriilor dosar, facă pușcărie de la 20 la 30 de ani fără drept de eliberare condiționată. Orice spune, orice ați arătat la moderatorii, dacă nu se ia această măsură, țara asta nu se va redresa în vecii vecilor. Bun. Pentru că ei nu... Dați-mi răspunsul la întrebarea legată de carburanți, pentru că asta cu procurorii o să mai avem timp să o discutăm. Nu e normal o țară care are petrol, care are gaze, aha, tot și așa mai departe, să plătească astfel de prețuri aberante. Corect. Da? Deci nu se poate. Deci ei nu lucrează pentru interesul țării și consumatorului român. Îi doare în cot.
Deci ei nu interesează decât... Nu știu dacă nu lucrează. Cred că nu înțeleg în momentul de față cu ce moment... Mulțumesc foarte mult, domnule Gigi. Nu cred că înțeleg unii dintre ei cu ce moment dificil ne confruntăm. Fraților, nu se poate. Ceva trebuie făcut. Adică, bun, nu poți să asiști impasibil la escaladarea prețurilor la pompă, pentru că, repet, e un fenomen de rostogolire. Mai avem încă un apel? Să-mi spuneți. Da? Victor din Valen e alături de noi. Salut, Victor! Ne auziți? Dați televizorul încet, ascultați-ne doar prin telefon în momentul în care ne sunați la această emisiune ca să fim foarte operativi. Domnul Victor din Vălen, vă rog. Da. Vă ascultăm. Da. Lăsați televizorul la telefon, prin telefon dialogăm. Haide să învățăm rapid această comunicare. Vă rog, vă ascult. Da. Da. Am rămas la da. Ok, e în regulă. Trecem mai departe. Haideți să urmăm următorul apel. Vă rog să-mi puneți în continuare aici, în ecranul din spate, calculul acela care, din punctul meu de vedere, e în continuare halucinant, ca să-l am din când în când să pot să ne întoarcem la el. Domnul Grigore, din Cluj, vă rog. Da, da. Domnul Sărcescu, avem ceva foarte simplu. Cum vrem noi să facem un preț fix la motorină, la benzină, când însuși ministru energie apare la televizor și mințește o țară întreagă. Nu se va scumpi, domnule. Știți, vă aduceți aminte când au fost cozile alea imense că te scumpește benzina, motorina. La televizor, ochii mei l-am văzut pe domnul ministru. Ce, domnule, nebun, i-a ieșit, îi penalizăm pe tot să plătească. Ce a făcut acel domn ministru? E un mincinos, domnul Turcescu. Nu, haideți să nu jignim pe nimeni, vă rog. Mai ales că aici suntem deja într-o altă zodie în care avem și relația cu CNA-ul și așa mai departe. Vreau să vă arăt în continuare. Asta vreau să ne rămână tuturor, măcar după aceste două ore de dialog, în minte ca să înțelegem unde ne aflăm. Din ce plătim astăzi la pompă, aproape 2 lei, adică 1 leu și 89 de bani, reprezintă acciza pe care o încasează statul. Am înțeles, statul trebuie să încaseze taxe și impozite, dar tot o taxă este și acest TVA. Da? În contextul în care ar fi 105 euro barilul, statul ar încasa 1 leu și 21 de bani. Dacă barilul crește la 125 de dolari, statul încasează 1 leu și 37 de bani. Voiam să vedeți clar aceste cifre pentru a înțelege că statul sigur ar avea măsuri prin care să spunem la un dat să zică, măi, hai să încercăm să limităm apetitul ăsta extraordinar de adunare a banilor cu orice preț din buzunarele populației. Mai scădem puțin eventual acciza, da? Și atunci de la 8 lei litru de benzină măcar îl ducem spre 7. Dacă nu avem curajul să facem, nu, un efort cum fac cei din Ungaria sau o politică bugetară de tipul celei din Ungaria în care prețul la benzină și la motorină este fix, da? Mai sunteți acolo? Da, 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 domnul Turcescu. Deci vreau să știu de la dumneavoastră, vreau să vă aud spunând, ați fi de acord cu plafonarea prețului carburanților sau vi se pare o măsură, nu știu, poate populistă? Trebuia plafonarea de mult făcută, nu în viitor. De mult trebuia făcută această plafonare. Dar la noi urmează să se gândească, să facă, mai trece 2-3 luni și pe urmă fac plafonarea, dacă o fac. Da, asta nu e bine. Asta dacă nu face plafonarea asta, cum se îmbogățesc? Cum se îmbogățesc cei în domeniul petrolului? Asta e iarăși interesant, pentru că și aici avem, dar aici n-ai cum să controlezi. Da? Un profit, da, de, sau mă rog, un adaos, hai să-i spunem, de 50%, că nu-i tot profit, dar un adaos de 50% la ceea ce înseamnă rafinarea petrolului. Da, în orice caz, complicată ecuație. Mulțumesc foarte mult, domnul Grigore, din care am reținut din Cluj. Vă mai aștept în emisiunea sub semnul întrebării. Bogdan din Ploiești? București. Bogdan din București e alături de noi. Salut, Bogdan! Vă salut, domnul Turcescu. Stima, vă rog. M-auziți? Sigur că da. Perfect. Bun. Sunt un favorizat al soartei, dacă vreți. Faptul că sunt posesorul unei mașini electrice 100%. Wow! Așa încât fac un semn obscen către cei care vând benzină. Aș vrea să discut despre factura la gaze, dacă se poate. Da? Foarte puțin, că nu e ăsta subiectul. Vreau să discutăm despre prețul carburanților. Da? E adevărat. Dacă putem, dacă nu, în altă emisiune. În altă emisiune vă propun să facem asta, dar stați puțin. Ok. De curiozitate, da? Cât vă...
costă, să spunem, lunar, da, alimentarea mașinii electrice pe care o aveți? Nu am făcut nicio socoteală și nici nu mă interesează, pentru că mi-am dorit o mașină care să nu polueze. Am înțeles. Asta e tot. Bun. Mulțumesc foarte mult. E interesant, e de discutat subiectul mașinilor electrice, îl vom ataca, pentru că și aici avem de-a face cu mărinimia statului, poate justificată, având în vedere faptul că noi așa trebuie să apărăm mediul. Și anume că primești vreo 10.000 de euro de la stat dacă îți cumperi o mașină electrică. Subvenție. Ne întoarcem în câteva momente după publicitate. Nu uitați că aveți la dispoziție două numere de telefon prin care ne auzim zi de zi, de luni până joi, pe temele importante ale actualității românești. Revenim imediat. Nu, nu e în regulă deloc ca prețul benzinei să ajungă la aproape 8 lei. Și nu o spun în mod populist absolut deloc, o spun pentru că atunci când ai 8 lei litrul de benzină, ceva e scârție foarte tare. Cineva e foarte lacom, o să-mi spune sigur, dar pe plan mondial se întâmplă lucrurile acestea. Apropo, asta ca informație care e foarte, foarte interesantă. Până în urmă cu ceva vreme, spre exemplu, un litru de ulei era mult mai ieftin decât un litru de motorină. Motiv pentru care, nu o las sub formă de anecdotă, chiar așa se întâmplau lucrurile, pe câmpurile din satele României, uneori tractoriștii își alimentau tractorul cu ulei. Ulei de prăjit, uleiul nostru clasic, da? Pentru că era mai ieftin decât motorina. La ora la care discutăm astăzi, 2 mai, la orele 16:30, litrul de ulei, atenție, a ajuns la, l-am cumpărat eu ieri dintr-un supermarket, 11 lei. 11 lei, și nu vă închipuiți că e vreun cine, uleiul obișnuit, de gătit, uleiul de prăjit, da? Litrul de benzină e aproape de 8 lei, litrul de motorină a sărit de mult de 8 lei și se îndreaptă spre 9 lei. Gândindu-mă la ce se întâmpla în trecut, când, repet, exista așa o variație destul de mică, e adevărat, între litrul de motorină și litrul de ulei de gătit, s-ar putea să ne trezim cu motorina, nu vă speriați, eu nu vreau să vă sperii absolut deloc, dar s-ar putea să ne trezim cu motorina la un preț destul de mare, ca să nu zic apropiat de litrul de ulei. Și încă ceva, nu e o anecdotă, de asemenea, știați că, rubrica știați că, astăzi, la ora la care vorbim, în Germania e penurie maximă de ulei alimentar, adică nu se găsește. Și atunci când se găsește, știți cât a ajuns să coste? Vreo 6 euro. Atenție, nu e o glumă, deloc nu e o glumă. 6 euro un litru de ulei în Germania. Nu sună bine. Nu sună bine deloc. Fostul ministru al finanțelor publice, domnul Gheorghe Alumițianu, e în direct, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, domnul Turcescu, și mult succes! Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră, ce mașină conduceți, domnule ministru, sau nu conduceți? Nu conduc, deși am carnet de șofer. Am înțeles. Bun, sunteți fericit, deci nu știți. Soția. Da, conduce soția. Bun. Și n-a venit soția dumneavoastră acasă și n-a dat cumva la un moment dat cu cardul de masă și a spus: Gigi, nu mai suport, tu știi cât este litrul de benzină la benzinării? Sigur că și mai mult s-au pus întrebarea de ce a crescut atât de repede prețul la carburant și la alte produse. Pentru că nu se justifică, nimeni n-a justificat de ce trebuie să crească prețurile peste noapte. Nici instituțiile statului nu ne-au demonstrat că era necesar să crească aceste prețuri. Și la energie, și la gaz, și la carburanți. E foarte interesant ce spune. Stați puțin. Domnule Alumițianu, domnul ministru... distribuie dividende de miliarde de lei unde statul este acționar. Domnul ministru, stați puțin, că ați zis un lucru foarte interesant, pe care mă mărturisesc că și eu l-am pus sub semnul întrebării, ca să zicem așa. Domnule, de ce dintr-o dată, nu cu războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este a posteriori, după ce s-a întâmplat chestiunea asta. Deodată ne-am trezit cu prețuri rachetă la gaz, rachetă la energie electrică, rachetă la petrol. Ce s-a întâmplat? Ce e asta? Parcă
statul se folosește de această conjunctură internațională, dar trebuie să și recunoaștem că lanțurile comerciale de aprovizionare nu s-au refăcut. Dar parcă statul dorește lucrul acesta ca prețurile să crească, pentru că am văzut și încasările pe primul trimestru, încasările bugetare, și mai mult de 60% sunt încasări din TVA și din accize. Adică impozitele cresc în creșterea bazei de impozitare și statul încasează sume destul de importante, dar sacrificând o parte din populație și o parte din economie, ceea ce înseamnă că ne furăm căciula pe termen chiar scurt. Peste câteva luni s-ar putea multe firme să dea faliment și multe persoane să nu mai poată să cumpere. Adică și să ajungem în zona, în zona ilegală, pentru că oamenii trebuie să mănânce, să meargă cu mașinile și s-ar putea să crească evaziunea și exact, chiar și exact, operațiuni ilegale, adică să se vândă în mod ilegal pe la instituție. Ați văzut și domnule ministru, militară din domnule Alunțian, adică întrebare, nu avea surprize și de genul acesta. Întrebare de 100 de puncte, ca să zicem așa. Dumneavoastră, fost ministru al finanțelor publice, ați fi de acord cu plafonarea prețului carburanților? Pe modelul maghiar. Aș fi de acord, dar ați fi de acord, mai spuneți o dată, ați fi de acord TVA-ului și accizelor. Dar pe întregul lanț, adică să vedem și la producători și la distribuitori, pentru că la energie și gaze a fost plafonarea prețului final și am văzut că multe firme intermediari au câștigat foarte mult, iar firmele care vând direct, adică facturează direct către consumatori, spuneau că vor intra în faliment. Adică trebuie să te duci pe întregul lanț de aprovizionare și în acest mod ar fi corect o plafonare, dar și o reducere a TVA-ului și a accizelor. Da, pentru că vă mai întreb aici o chestiune, uitați, puneți din nou graficul, vă rog, colegii aici în spate, la un moment dat. Avem o acciză în momentul de față la carburante fixă, de la benzină 1,89, da? Asta este acciza. Dacă această acciză, să spunem, s-ar reduce la jumătate, sau poate un pic mai mult de jumătate, prețul la pompă ar scădea teoretic, e adevărat, nu? Cu un leu. Da? Aproape un leu. TVA-ul, că se calculează și TVA-ul. A scădea și TVA-ul, evident. Da, bun. Acum însă eu vă întreb, iarăși, din postura pe care ați avut-o de ministru al finanțelor publice, chiar dacă statul face această, să zicem, scădere a accizelor și prin ricoșeu și a TVA-ului, benzinarii ar putea spune la un moment dat, dom'le, a scăzut voi acciza, dar noi rămânem la prețul de 7 lei și, nu știu, 70 de bani prețul litrului de benzină. Îi poate obliga cineva să scadă prețul? Păi nu, ar trebui și plafonare. Că aha, dacă scădem numai acciza și TVA-ul, nu poți să-i obligi, dar trebuie să și plafonezi. De-aia spun că ar trebui combinate plafonare cu reducerea de TVA și accize. Problema ar pune Ministerul de Finanțe că va încasa mai puțin, dar problema, adică nu trebuie să se rezume la nivelul încasărilor de la aceste firme. Problema este că multe firme au mărit prețurile din cauza creșterii prețurilor la energie, gaze și carburant și multe firme vor intra în faliment, nu vor mai putea plăti la buget și vor reduce numărul de locuri de muncă. Trebuie calculat la nivelul economiei a impactului și nu numai la aceste firme care distribuie carburanți, energie și gaze. Domnule ministru, dumneavoastră n-aveți, cum să vă spun, sunteți un om, noi suntem oameni ai literelor și ai vorbelor, jurnaliștii, da? Dumneavoastră sunteți un om al cifrelor. Când vedeți la un moment dat o inflație care explodează, un preț al carburanților care e deja mare, poate prea mare, un preț al alimentelor care în fiecare zi devine din ce în ce mai mare, nu m-aș fi gândit în viața mea că o să ajungem să dăm 2 euro, aproape 3, 2 euro și mai bine aproape 3 pe un litru de ulei, da? Ca să nu mai vorbim de nemți care îl cumpără cu 6 euro. Ce e asta, de fapt? Adică, între timp, salariile nu vor putea să țină pasul și veniturile, în general, nu mai salariile, nu vorbim numai de bugetare aici, nu vor putea să țină pasul, ritmul, cu aceste creșteri generate de inflație, cu aceste explozii ale prețurilor. Și atunci, la ce se poate ajunge? Vă întreb pentru că bănuiesc că ați și citit mai mult decât noi în ceea ce privește istoria unor astfel de pusei inflaționiste și elemente care generează deja o criză economică destul de importantă. Deci unde ajungem? Domnul Jurgescu, noi avem, nu avem un surplus de cerere ca să
determine creșterea prețului. Avem o inflație prin... Avem o inflație? Cred că am pierdut legătura cu domnul. Sigur că prețurile vor crește și la celelalte produse, alimente, alte bunuri. Deci noi avem problema cu costurile, pentru că au crescut foarte mult costurile de producție. Mai importăm și inflație, pentru că nu avem produsele noastre și importăm inflație de la alte țări. Deci avem, prețurile vor crește în continuare. Chiar și decizia BNR-ului privind creșterea dobânzii de referință, a dobânzii de politică monetară, va duce nu la reducerea inflației, ci la creșterea inflației. Pentru că vor crește costurile cu creditele, dobânzile. Și această decizie a Băncii Naționale va fi mai mult pentru protejarea sistemului bancar. Dar inflația va crește și ca urmare a deciziei Băncii Naționale. Deci noi avem o inflație prin costuri și atunci trebuie să vedem legat de costuri, ca să le temperăm costurile, pentru că ele forțează. Și știți unde se va ajunge? Unde? Dar putea să se ajungă la stagflație, adică să nu se mai cumpere produsele, că spunea și ministrul Agriculturii. Păi dacă nu mai ai cu ce la un moment dat, deci nu mai merge din buzunar, s-a terminat. Mai cumpăra produsele respective. Da, da, corect. Dacă din buzunar nu mai poți să scoți nimic, mulțumesc foarte mult, domnule Gheorghe Alimțeanu, și vă mai aștept în emisiunea Sub semnul întrebării, pentru că mă bazez pe expertiza dumneavoastră și pe faptul că aveți o altfel de privire, mult mai aplicată și mult mai de om care cunoaște lucrurile în profunzime decât noi, cei care ne privim prețurile, ne minunăm, ne scărpinăm, ne întrebăm, păi dar de ce? Da? Am ajuns toți ca moromete. Stai în fața pompei de benzină și de motorină și în timp ce cu o mână alimentezi, cu mâna cealaltă te scarpini în creștetul capului și te întrebi, bă, dar de ce, mă? Cum adică? Da? Când vezi cum se rotesc cifrele la pompa de benzină, nu știi pe cine să iei de păr sau cui să-i adresezi un gând bun uitându-te la felul în care se rotesc cifrele la pompa de benzină. Avem un telefon și vă mulțumesc că suntem... Cine este? Domnul Mihai din Sibiu, da, îl salutăm. Vă salut, domnul Tulcea. Vă rog, domnul Mihai. Ați pus o întrebare dacă trebuie plafonat prețul la carburant. Da. Da, dar întrebarea corectă care trebuia pusă. Au fost atâtea dezastre în guvernarea țării din 90 până în prezent, da? De ce nu-i întrebați pe guvernant? De ce nu guvernează cum guvernează guvernul ungar, cum a spus dumneavoastră mai devreme? În interesul țării și al consumatorului. Deci această problemă dumneavoastră este jurnalist vechi, da? Deci degeaba, și Tudor Barbu făcea emisiunea asta și punea tot felul de întrebări. Răspunsul nu e la noi. Răspunsul e la cei care guvernează. Să vă spun un secret. În interesul țării sau guvernează în interesul lor propriu. De 30 de ani au adus într-un dezastru total țara asta. Să vă spun un secret. Facem această emisiune în care dumneavoastră intrați, vă spuneți punctul de vedere, pentru că, tocmai pentru că, e important ca guvernanții să aibă chiar și prin intermediul unei astfel de emisiuni un feedback, să-l numim, un eco al vocii poporului, da? Oamenii trebuie să spună și să zică, da, domne, vreau plafonare. Dacă nimeni nu spune nimic, dacă nimeni nu dă tribună oamenilor care alimentează la pompă, patronilor care se confruntă acum cu creșterea prețului materiilor prime, oamenii de la guvern vor fi zicând, domne, dacă nu zice nimeni nimic, înseamnă că e bine. Eu, uite, de-aia întreb astăzi și vom tot întreba în emisiunile Sub semnul întrebării, ce părere aveți despre creșterea prețului la alimente, dacă sunteți de acord cu plafonarea prețului benzinei, cum vi se pare sistemul de sănătate? Mai acordați-mi 10 secunde să vă spun ceva. Da. Deci am 3 diplome universitare, am fost director, diplomat, am călătorit în lumea capitalistă. Când popor vorbește... guvernanții în lumea capitalistă, în lumea democratică, ține cont de ce vorbește poporul. Vă face impresia că de 30 de ani cei care au guvernat România au ținut cont de ce spuneți dumneavoastră la televizor, invitații dumneavoastră? Deci dumneavoastră degeaba vorbiți. Puteți să vorbiți cum a vorbit și Tudor Barbu, cum vorbește Jean Calix, Andrei, la mai departe. Trebuie să vedeți cauza reală pentru păi care... Păi și iertați-vă, alternativa care este? Alternativa ar fi să zic, da mă, nu merge nici asta, stai să mergem cu toții acasă. Măcar încercăm să le spunem lucruri. Auziți, nu, vă rog, nu mă face să-mi pierd entuziasmul și speranța că să mai pot schimba lucrurile. Eu chiar cred că să mai pot schimba lucrurile. Eu cred că sunteți copil.
Probabil o să rămân și o să mor copil din punctul ăsta de vedere. Și vreau să vă spun ceva. Deci întrebați și pe cetățeni ce ați vrea să discutați în emisiunile dumneavoastră. Absolut. Nu numai să stabiliți dumneavoastră. Absolut. Dacă sunteți corect. Este liber, doamne, este liber să... Vrei dumneavoastră să discutăm săptămâna viitoare. Uite, mai departe. Vom discuta, vă promit, multe dintre subiectele pe care le propuneți. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Aveți la dispoziție două numere de telefon, cum spuneam, prin care ne vom auzi cât putem de mult în această emisiune. Mai e cineva alături de noi? Domnul Gheorghe din Telorman. Să-l auzim pe domnul Gheorghe. Bună ziua, domnule Gheorghe. Bună ziua. Vă rog, la chestiune. La scurs și la obiect, referitor la creșterea prețului la carburanți, acestea vor continua să crească cât timp există cerere. Cererea se datorează consumatorilor, respectiv motoarelor termice cu piston, auto și diesel, care și în prezent, la nivel mondial 2022, sunt fabricate având la bază principii constructive vechi de peste un secol, respectiv raportul de comprimare constant și succesiunea timpilor funcționale. Analizând fenomenele fizico-mecanice rezultate prin implementarea acestor principii, constatăm, actualele motoare la nivel mondial, auto și diesel, nu pot îndeplini condițiile economice, rentabile, ecologice, calitativ și cantitativ. Actualele motoare la nivel mondial nu sunt și nici nu pot fi controlate electronic, direct, fundamental. Actualele motoare au controlate electronic sisteme de componente, respectiv sistemul de alimentare și sistemul de aprindere. Fundamental este necesar controlul electronic direct asupra presiunii de comprimare din interiorul cilindrului, pentru că din presiunea de comprimare rezultă plaja turației de explosare, puterea dezvoltată, consumul de combustibil și procentul de ardere. Dați-mi concluzia direct, că mă tem că mă pierdeți în atâtea detalii tehnice. Un moment vreau. O altă problemă a actualelor motoare o constituie imposibil. Voiam să înțeleg și vreau să înțeleg, da? Care ar fi concluzia? Deci motoarele nu sunt bune, astea. Care... Nu, sunt fabricate de principii vechi și nu au cum să îndeplinească condițiile. Am înțeles. Ce motoare putem să folosim ca să, nu știu, să fie bine? Lucrând aproape 25 de ani. În industrie, bănuiesc că sunteți acolo. Vă cam pierdem cu semnalul. Nu știu de unde vorbiți, da? Da. Așa. Eu am realizat un prototip la nivel funcțional. Bun. Am înțeles. Deci aveți un motor care spuneți că s-ar putea să meargă mult mai bine. Mulțumesc. E posibil, dar până ajunge industria auto să schimbe motoarele pe actualele mașini, suntem de mult cu toții cei care ne vedem în acest moment și ne auzim oale și ulcele. Din București avem un apel din partea doamnei Nadia, da? Da. Daniel, domnul Daniel, scuze. Da. Bună ziua, Daniel. Bună ziua, vă rog. Vreau să vă spun în legătură cu prețul benzinei. Da. Că știu că în piață de obicei prețurile, adică piața liberă, este cererea și oferta și se ajunge la un anumit preț. Uh-huh. Cum spunea dumneavoastră că statul să plafoneze este altceva. Din alt punct de vedere, eu cred că oamenii, nu știu, mai se plâng ei așa că e scumpă, că nu știu ce, dar nu cred că au probleme cu prețul ăsta. Asta vă spun sincer. De ce nu credeți asta? Pentru că vă spun așa... Eu mă uit pe stradă și de dimineața... Nu, lăsați-le mașinile de pe stradă. Mașinile de pe stradă, hai să spunem, le putem trece la categoria, dacă vreți dumneavoastră și eu, acum să facem așa o aroganță totală, spunem, domnule, sunt un moft, să meargă toată lumea pe jos cu bicicleta sau cu mijlocul de transport în comun. Stați puțin. Dar, nu se poate de dar roșia aia din piață o știți? Roșia din piață o știți? Cartoful din piață îl știți? Laptele din galantarul supermarketului, știți? Toate aceste produse... Cât timp lumea cumpără așa? Și în supermarketuri sunt cozi la toate casele, lumea are bani să cumpere la prețul ăsta și oamenii sunt mulțumiți. Bine, e regulă, e un punct de vedere. Dar oamenii sunt mulțumiți că sunt cozi de dimineață până seara la toate casele la supermarketuri și mall-urile sunt pline. Iar traficul este bară la bară de dimineață până noaptea. Deci oamenii au bani.
Mulțumesc! Mulțumesc și eu! E un punct de vedere, vi-l respect și chiar naște, dacă vreți, în continuare o discuție. Dacă într-adevăr vi se pare că românii nu suferă absolut deloc, s-ar putea ca domnul dinainte să aibă dreptate. Să zicem, domne, de ce să plafonăm, domne, prețul? Nu vedeți ce nebunie e pe străzi? Ce belșug extraordinar e în buzunarele tuturor și ce multe alimente se pot cumpăra cu un salariu pe care îl primește astăzi un om în România? Poate aveți dreptate. Poate nu. Nu știu. Ne gândim la această chestiune. Domnul Ioan, din Iași, ia să vedem. Da. Cum se vede situația de la Iași? Pentru început, haideți să vă rog, încercăm să comentăm ce spunea mai devreme telespectatorul nostru. Vi se pare că exagerăm în momentul în care zicem, domne, să limităm, să plafoneze statul, de fapt, prețul la carburanți? Poate exagerăm. Domnul Turcescu. Vă rog. Sunteți deputat. Nu sunt. S-a terminat. De mult. Am fost. S-a terminat? S-a terminat de mult. Da. Da, cât ați fost în Parlament. Da. De ce n-a stopat prețurile astea care cresc așa de mari pentru oamenii ăștia mici? Eu eram mic la rândul meu. Da, dar nu despre mine e vorba. Erați mic. Da. Erați mic. Da. Puteam să strig. Dar trebuie să vă gândiți la oamenii ăștia mici. Da. Trebuie să vă gândiți. Puteam să strig, dar altceva ce să faci de acolo, din opoziție? Nu se poate face nimic? Mă gândesc la cum arată lucrurile și vă spun și din această experiență că toate cheile astea de a face ceva sunt în special în mâna guvernului. Guvernul e mare. Normal. În momentul de față. Dar vă întreb pe dumneavoastră, vă întreb așa, vi se pare că există un belșug extraordinar în țară și că lumea chiar n-are niciun fel de apăsare că în momentul ăsta cresc prețurile carburanților? Deci omul de rând nu are ce face. El trebuie să alimenteze un pic mașina. Trebuie să cumpere de mâncare la copii. Mm-hmm. Cât de scump este, el trebuie să iei de mâncare la copii, nu? Corect. Sigur că da. Nu? Dar trebuie guvernanții ăștia noștri să stopeze prețurile astea care sunt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Mai avem un apel scurt, vreau să-l auzim și pe Aurel din Londra ne sună.